Bună ziua, prezentăm astăzi telefonul BlackBerry Bold Touch 9930. Este un telefon identic cu varianta 9900, însă se diferențiază printr-un mic aspect. 9930 funcționează și în rețeaua 3G CDMA din SUA. Telefoanele au fost lansate la sfârșitul lunii august 2011, au 130 de grame, vin cu un display TFT capacitiv touchscreen de 16 milioane de culori, ce suportă o rezoluție de 640x480 de pixel, asta în contextul în care display-ul măsoară 2,8 inch și au aproximativ, sunt aproximativ 286 pixel pe inch densitatea. Putem să observăm că este un telefon cu o tastatură full QWERTY fizică, lucru tipic de obicei la telefoanele BlackBerry. Mai observăm tastele touch sensitive, apelare, respingerea apelului, back, respectiv ce lancem prin planul meniu adițional. Vine și cu un trackpad optic. Telefonul este touchscreen, ne putem folosi foarte ușor de degete, însă poate anumite persoane o să dorească să folosească acest trackpad în diverse aplicații. Telefonul, bineînțeles, vine cu un senzor de proximitate, vine cu un accelerometru, un senzor de auto-rotate. În partea din dreapta sus observăm un senzor, acesta este senzorul de proximitate, care vorbeam mai devreme. Telefonul, din păcate, nu vine cu o cameră secundară pentru videoconferință. În partea din dreapta observăm acest buton ce activează camera. Este o cameră de 5 megapixeli care poate să facă poze la rezoluție maximă de 2592x1944 de pixeli. Observăm un blitz. Alte funcții ale camerei, geotagging, face detection, stabilizator de imagine, poate să înregistreze și video HD 720p. Ce m-a impresionat la acest telefon din punct de vedere al aspectului, observăm această bară de jur împrejur, această bandă. Și pe partea din spate observăm acest capac baterie ce are un aspect de carbon foarte plăcut. Să revenim la specificațiile telefonului, găsim taste de volum, din mijloc butonul ce activează comenzile vocale, sus butonul ce pune telefonul în modul standby sau scoate în acest mod, jack de 3,5 mm pentru căști, port micro USB pentru cablele date, care la rândul lui se conectează la un încărcător rețea. Mai trebuie precizat că în cutia telefonului mai găsim și această husă originală, în piele. Foarte interesant că BlackBerry au trecut în sfârșit la procesoare mai puternice. Acest telefon vine cu un procesor de 1,2 GHz, Qualcomm 8655 procesor, ceea ce era necesar având în vedere că vine cu sistemul de operare BlackBerry OS versiunea 7.0. Sistem de operare care vine cu multe îmbunătățiri, atât din punct de vedere al performanței, a vitezei de utilizare, dar și a interfeței cu utilizatorul. Putem să observăm că a fost făcut un redesign în acest punct de vedere. Telefoanele BlackBerry erau obișnuit să fie cu meniurile foarte stufoase și foarte multe aplicații. De această dată s-au creat directoare în care mai găsim alte aplicații. De exemplu, în directorul de mesagerie o să găsim aplicații ce țin de acest lucru, meniul de multimedia, respectivele aplicații audio și video și așa mai departe. Arată, este mult mai user-friendly în acest punct de vedere. Ecranul principal este așa cum eram obișnuit și la versiunile anterioare de BlackBerry. Informații ce țin de baterie, dată, rețea, oră. Bineînțeles, avem butonul de search în partea în dreapta și partea în stânga profilele. Putem să observăm că este activat wireless-ul, l-am conectat și noi la rețeaua noastră locală. Vine cu suport wireless pentru rețele B, G și N. Vine și cu 3G, vitezele până la 14,4 Mbps pe secundă download și 5,76 Mbps pe secundă upload. Haideți să intrăm și noi în meniul principal. Avem două opțiuni, ori din acest buton, informații adiționale, ori putem să dăm de acest slider. Momentan este setat meniul toate aplicațiile. Bine, să putem să creăm noi meniuri de favorite, media, downloads, aplicațiile cele mai frecvent utilizate și așa mai departe. Meniul cu toate aplicațiile, mesagerie, avem posibilitatea de a scrie SMS-uri, MMS-uri, e-mail-uri și așa mai departe.
contacte, putem adăuga un număr de nelimitat de contacte cu apelare foto. Avem posibilitatea de a asigna unui anumit contact și alte informații în diverse câmpuri, cum ar fi și pentru rețele sociale. Browserul nativ, intrați și noi mai devreme pe site-ul nostru. Avem posibilități de zoom, pinch pentru zoom in, zoom out. Se mișcă extraordinar de bine acest punct de vedere. Hai să revenim la meniu. Meniul de media. Telefonul vine cu suport nativ pentru fișiere de tipul MP3, AAC, AAC+, VMA, WAV, cât și MP4, WMV, H.263, respectiv H.264. Haideți să dăm și noi play la un sample. Se aude foarte clar și tare. Este folosit difuzorul care este și în modul de convorbire. Să nu uităm că este un telefon pur business, nu este unul dedicat muzicii. Deci nu a fost nevoie să existe un difuzor separat pentru a reda conținut audio. Avem diverse posibilități, creăm playlist-uri, adăugăm albume. Avem posibilitatea de a asculta și radio online. Meniul de pictures. Video. Ok. Bineînțeles, putem asculta podcasturi. Cum spuneam, radio online mai devreme, avem nevoie de un cont pentru a putea folosi. Meniul de aplicația calendar poate fi sincronizată cu Microsoft Exchange sau cu Google Calendar, Yahoo Calendar. Modul de apelare, apelare vocală, BlackBerry Messenger, o aplicație care sunt familiarizați toți cunoscătorii acestor telefoane. Aplicația BlackBerry este foarte populară printre comunitatea celor ce folosesc telefoane de la această marcă. Trebuie precizat că aveți nevoie de un abonament special oferit de providerul dumneavoastră GSM pentru a putea face acest lucru. Meniul de cu ceas, calendar respectiv ceas, meniul foto, telefonul vine cu GPS receiver cu suport AGPS, avem posibilitatea de a însora și coordonata noastră GPS pe poză, putem să activăm blitzul, diverse scene, moduri, alte opțiuni, BlackBerry App World, locul unde putem downloada aplicații, YouTube, binecunoscutul și popularul site care se conectează la comunitatea cu același nume. Haideți să dăm și noi play la unul din video. Avem posibilitatea de a vizualiza și high quality. Se vede foarte bine. Suport pentru rețele sociale, avem posibilitatea de a actualiza informațiile pe toate rețelele sociale, inclusiv Facebook, MySpace, Hi5, Twitter, direct în această aplicație, fără să mai fie nevoie să postăm pe fiecare din ele separat, însă dacă dorim să facem acest lucru, putem să observăm că există aplicații și separat pentru fiecare din aceste comunități. Meniul de mesagerie instant, MSN Messenger, Google Talk, respectiv Yahoo Messenger. Meniul cu alte aplicații, note, documents to go, având în vedere că este un telefon business, era normal să vină și cu un soft care să vizualizeze și să editeze documente Excel, PowerPoint, OneNote, Word, acesta este, Password Keeper, aplicație care ne permite să punem parolă pe diverse fișiere sau directoare. Știm foarte bine că telefoanele BlackBerry sunt renumite pentru posibilitățile de încriptare a datelor, atât al celor stocate pe telefon, cât și cele de roaming sau cele de internet și date. Un antivirus, comenzi vocale, dă mai jos, jocuri, vine cu două jocuri preinstalate, telefonul vine cu suport Java, opțiuni, rețea, display și luminositate, limbă. Putem conecta fără probleme
un device, cum ar fi o tastatură sau altceva asemănător la acest telefon prin Bluetooth. Telefonul vine cu Bluetooth versiunea 2.1 ca 2DP. Accesibilitate, third party applications, meniul de synchronize, ideal întotdeauna să facem un backup la informațiile pe care le avem pe telefon. Setup, diverse setări pentru e-mail. Este și normal ca o persoană care folosește acest telefon business să facă push e-mail către acest device. Puteți seta un număr delimitat de conturi, comenzi vocale, Bluetooth, device switch. În caz că avem un telefon BlackBerry mai vechi, putem să copiem foarte ușor datele de pe acela pe cel nou. Wallpaper, informații personale, fonturi, timpul și ora, tutoriale. În caz că sunteți un novice în folosirea telefonului BlackBerry, puteți să intrați în aceste tutoriale. Unele dintre ele sunt și video. Meniul de profile, wireless și rețele, ghid. Am adus și noi în discuție acest telefon. Mai trebuie precizat că vine cu NFC suport. Este o modalitate de plată nouă, care cel puțin momentan nu a fost introdusă în România. Poate să se facă acest lucru în viitorul apropiat. Trebuie să mai precizăm că vine cu o baterie de 1230 de mAh, care conform producătorului rezistă până la 307 ore în modul așteptare, 6 ore și 40 de minute în modul vorbire și 50 de ore în modul redare audio. Aceasta este prezentarea telefonului BlackBerry Bold Touch 9930, respectiv 9900. Pentru mai multe detalii vă așteptăm pe site-ul nostru telefonultău.eu.